Iașul strălucește printre orașele care au o adevărată vocație istorică. Nu aduc în discuție doar preocuparea pentru vestigii. La 2 noiembrie 1941 răsunau pentru prima dată în eter cuvintele "Aici Radio Moldova". Beneficia de sprijinul fostului profesor a tatei, profesorul Ioan Petrovici, care era președintele Consiliului de Administrație a Radiodifuziunii la București. Și el m-a numit crainic la postul de Radio Moldova. E, am mers la treaba aceasta până în 1944. Mărturisesc că sarcina era mai simplă, să spun, dar și mai dificilă. Încă funcția de crainic era exercitată într-un spațiu mult mai restrâns decât acesta care există astăzi și pentru că nu exista niciun fel de comunicare cu lumea în afară de cele trei becușoare care erau pe masă. Alb, roșu și verde. Pentru că eram considerați ca fiind militarizați, pentru că nu aveam voie să părăsăm cabina, indiferent de ce se întâmplă, iar cronometrările se făceau cu mâna. În 1944, vocea destinată scopului a amuțit. În 1956, la 1 mai, este revigorată sub denumirea Radio Iași, funcționând ca studio teritorial fără personalitate juridică, în cuprinsul radiodifuziunii române, așa cum se întâmplă și astăzi. Între 1984 și 22 decembrie 1989, regimul Ceaușescu i-a anulat dreptul de a emite, precum în cazul celorlalte posturi teritoriale. Am vrea să credem că Radio Iași a însemnat vocea autorizată a Moldovei, salvarea de la uitarea unor clipe fără egal, gesturi și trăiri, sincerități debordante, oameni născuți pentru a se dărui. Am vrea să știm că fiecare zi presupunea râvnă, responsabilitate, un uriaș efort de voință. Tragem speranța că de fiecare dată Radio Iași a renăscut din propria ei cenușă, că vocea a fost auzită tot mai clar și mai folositor oamenilor în slujba cărora ar fi trebuit să se implice cu toată ființa sa. Să ne întâlnim mereu, să nu uităm unii de alții și să nu uităm niciodată azi ce am spus ieri. Radio Iași, lider de piață și în același timp cea mai importantă organizație de presă din Moldova, se adresează locuitorilor din județele Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea, dar și din Brăila, Buzău, din Republica Moldova și Ucraina, lumii globalizate a internetului. Pentru a putea fi comunicată și adresată, cultura nu mai trebuie privită sectorial, compartimentat, izolaționist, ci transversal. I'm Goran Bregović and you're listening to Radio Iași. Ne-am delectat cu evoluția grupului Uriah Heep, cu interviul organistului Phil Lanzen, despre omul obișnuit din spatele vedetei rock, aflat într-o țară tristă, plină de umor. You're listening to Radio Iași, and this is Phil Lanzen from Uriah Heep, and I'm wishing you all the best in your life. Bad Boys Blue a concertat pentru prima oară în România, iar Radio Iași, adevărat coorganizator al evenimentului, a avut drepturi de difuzare exclusive. Greetings Iași! I'm John. I'm Carlos. We are Bad Boys Blue. Loving you is my nightmare. You're listening to Radio Iași. Yes. I'm still in love with you. Transmisia video live pe internet, adresa www.radioiași.ro, ne-a apropiat și mai mult de partea tehnologică a vremurilor pe care le trăim. Este un spectacol.
a fost foarte frumos. Informațiile se regăsesc și pe adresa noastră de internet radioiași.ro, pe care foarte mulți oameni l-au aplaudat. Pentru oamenii care ne ascultă acum, toate cele bune, să fiți sănătoși și fericiți. Vă mulțumim foarte mult! La mulți ani fericiți! Probabil că nimeni nu și-a imaginat scenariul, cu atât mai puțin să vadă Radio Iași în rolul de organizator al unui eveniment First Class, Smoking. Thank you so, so much. Before we go, we'd like to give our thanks to the radio station here. Thank you very much indeed, guys. Radio Yes! Helping us out. Thank you for helping us. Thank you. Mark Singer, let's go! Promovăm succesul. Concerte și spectacole pentru publicul nostru. Radio Iași. Nevoia de a fi în legătură cu lumea.